Tu ești ceea ce lași în sufletele oamenilor. Ești binele pe care îl faci, ești bucuria pe care o dăruiești, ești mângâierile pe care le oferi. Ești exemplu bun pe care oamenii îl iau de la tine și îl transmit mai departe. Ești amintirile și învățările pe care le lași în urma ta. Ești ceea ce construiești. Lasă-i pe toți să spună ce vor despre tine și continuă să fii cine ești tu cu adevărat. Doar asta va rămâne în urma ta, nu spusele celor care nu te plac. Dacă vei fi la fel ca cei răi, vei spori lumea celor răi și cei buni te vor uita. Dacă vei fi bun și vei lăsa ceva frumos în urma ta, nu vei înceta niciodată să existi, să înveți lumea ceva bun să fie și să fii iubit. Așa cum și invitatul meu de astăzi face lucruri extraordinare pentru că se apropie sărbătorile pascale și mai toți din diaspora se întorc acasă, unde credeți că se opresc pentru tratamente? A schicit la Denta Clinic. Îi spună bună dimineața cu drag doctorului Ciprian Deaconu. Bine ai revenit, dragule! Bună dimineața, Mădă! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult în sfârșit că am aglomerat în ultima perioadă. Vom vorbi imediat despre toate acestea, Ciprian, pentru că avem foarte multe de povestit, iar tu ai foarte mult de muncă, așa că ți-ai luat din timpul tău liber ca să vii în această dimineață să mai povestim puțin despre ultimile experiențe frumoase, despre pacienții care vă pășesc pragul locației și nu numai, dar înainte de toate hai să scăpăm repede-repejor de rubricile noastre specifice matinalului, așa că vă așteptăm și pe dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea să dați o distribuire pe contul dumneavoastră personal sau pe un grup, pentru că avem multe de povestit în această dimineață cu medicul Ciprian Deaconu despre tratamente, inovații, noutăți. Diaspora revine în forță cu foarte mulți pacienți, pentru că odată ce vin în vacanță, clar se opresc și la Denta Clinic pentru tratamente, pentru consultații și sunt tare curioasă să vedem ce ne povestește astăzi Ciprian, dar înainte de toate, pentru că se apropie așa sfârșitul de săptămână, suntem în... astăzi este joi și bineînțeles sunt curioasă să vedem Vali cu ce vești vine astăzi pentru noi, pentru de pe frontul atmosferic, câte grade în termometre avem și dacă avem soare pe cer sau ploaie. Vali, te ascultăm, revenim imediat. E dimineața de joi, balanța săptămânii și 14 aprilie în calendar. 8, 9, chiar 10 grade astăzi în zona montană înaltă, obârșia lotului Vârfului Roman, Parcul Național Bâila Vântroarița, Parcul Național Cozia. Cer însorit, vreme de hoinăreală, dar nu și pentru zilele următoare. Pe la Horezu, Văineasa, Brezoi și Câinen, cerul eliberat de nori, vântul radiere ușoară, temperatura ușor, ușor va urca spre 17-18 grade. Încântată și vremea de frumusețe a stațiunilor Govora, Olănești și Călimănești, așa că rămâne și ea frumoasă astăzi și călduroasă, 18-19 grade. La Drăgășani lăcrămează via prin Podgorii, cât de curând o să turnăm vin în pahare de 10-11 grade. Deocamdată afară, temperatura maximă a zilei 20-21 de grade. Senin cerul deasupra Râmnicului, dimineața 4-5 grade, maxima zilei de 14 prier 20 de grade, iar vântul adiere ușoară. Sfatul zilei, în viață să ne urmăm sufletul, el știe drumul. Să auzim de bine! Valicone, ați mulțumim frumos pentru veștile aduse de pe frontul atmosferic. Îl puteți asculta la Radio Vâlcea 1 pe frecvența 88,6. Vine în atenția dumneavoastră cu știri de ultimul moment, melodii de top și nu numai, imediat după matinalul Fii Antenă. Iar acum trebuie să o ascultăm, bineînțeles, pe ghicitoarea noastră în stele, să vedem cu ce vești vine și, bineînțeles, și la capitolul acesta zodiac. Pentru fiecare zodie în parte, fiți atenți, unii veți avea probleme în căsnicie sau în relații. Puteți părea egoiști, așa că aveți mare grijă cum vă purtați și cum discutați cu partenerul dumneavoastră și cum puneți problema. Dar sunt tare curioasă să vedem ce spune Lili pentru fiecare zodie în parte matinalii mei. Revenim imediat cât ai spune horoscop, alături de invitatul meu, Ciprian Deaconu, unde avem foarte multe de discutat în materie de pacienții veniți din diaspora în țară, unde au multe consultații, multe tratamente și să vedem ce ne povestește Ciprian, sunt tare curioasă, așa că revenim imediat, rămâneți cu noi până la final. Berbec. Este o zi norocoasă pentru acești nativi. Proiectele la care ați lucrat ar trebui să prindă contur, iar eforturile depuse vor fi răsplătite pe măsura așteptărilor. Taur,
Astăzi este bine aspectată zona studiului și al cunoașterii pentru tauri. Sunteți curioși, puneți multe întrebări și vreți să aflați cât mai multe lucruri despre anumite subiecte. Gemeni. Chiar dacă nu le stă în caracter să fie visători, astăzi gemenii nu par a fi cu picioarele pe pământ. Este posibil ca trecutul să vă provoace într-un fel și aici poate fi vorba de o veche poveste de iubire sau o colaborare cu foști parteneri. Rac. Este o zi în care nativii Rac sunt mai meticuloși, atenți și mai critici cu oamenii din jurul lor, ba chiar cu ei înșiși. Puteți echilibra această nevoie de a judeca folosindu-vă de simțul umorului. Leu. Astăzi dați dovadă de maturitate, în același timp vedeți și partea plină a paharului. Veți realiza că ați acționat exact așa cum trebuia, în special în sectorul vieții personale. Fecioară. Astăzi este o zi bună pentru fecioare pentru a prelua controlul asupra unei probleme de la locul de muncă. Aveți încredere în voi și în forțele proprii. Orice problemă are și o rezolvare. Balanță. Energia zilei de astăzi pentru balanță este despre puterea prezentului. Nu vă mai faceți griji și gânduri negative cu ce s-a întâmplat în trecut. Ceea ce contează este ce ați învățat din experiențe și cum alegeți să mergeți mai departe. Scorpion. Este o zi perfectă pentru organizare și proiecte. Atunci când luați o decizie, este bine să vă consultați și cu cei dragi, deoarece vă pot oferi sfaturi utile. Săgetător. Sfatul astrelor pentru acești nativi este să nu forțați nota și să nu insistați astăzi. Grijă mare la felul în care negociați, indiferent de ce sferă a vieții ar fi vorba. Căutați armonia și înțelegerea în tot ce întreprindeți. Capricorn. Acești nativi reușesc să înțeleagă comportamentul altor persoane. Văd imaginea de ansamblu și discern adevărul. Dați dovadă de maturitate, veți oferi puține sfaturi, dar cu multă înțelepciune. Vărsător. Acești nativi vor să demonstreze că sunt rezistenți și că pot, iar acest lucru va însemna să înceapă prea multe lucruri în același timp, iar toate acestea îi pot duce la epuizare și stres inutil. Pești. Este o zi bună pentru nativii zodiei pentru a discuta chestiuni relaționale sau subiecte despre parteneriate. Este un moment bun să lăsați inhibițiile și fricile deoparte și să vă exprimați așa cum simțiți. Matinalii mei dragi, alături de mine a revenit cu forțe proaspete și, bineînțeles, cu multă energie Ciprian Deaconu de la Denta Clinic, unde ne va povesti în această ediție frumoasă de joi despre pacienții care s-au întors din diaspora, așa că sunt tare curioasă, Ciprian, să ne lămurești cu acest flux mare de pacienți pe care îi aveți în această perioadă, tocmai pentru că s-au întors pentru sărbătorile pascale alături de familie, dar și cu acest prilej să vă vizite și, bineînțeles, să facă, să-și rezolve problemele. Bună dimineața! Este prima sărbătoare mare după o pandemie lungă, după 2 ani în care dragii noștri, prieteni din diaspora, au tot stat, s-au gândit, da, vin corect. În România, pot circula, corect. Pot să iau avionul, uh-huh. Am restricții în țară, de obicei apăreau atât de des aceste norme sanitare, uh-huh. încât de cele mai multe ori erau luați prin surprindere, erau de făcut o groază de dosare la aeroport și acum apare o relaxare, bine meritată, venită. După 2 ani de zile, 2 ani de zile în care am stat în fața televizoarelor și speram să se mai termine odată această nebunie de pandemie în care pacientul meu din diaspora mă suna și vorbeam împreună și îmi spunea, uite, o să vin acum, o să... Și de cele mai multe ori în 2 ani ar trebui să amâne. Amâne, exact. Am pacienți cu care am vorbit în plină pandemie, acum un an jumătate, am vorbit cu ei, am putut să țin sub control cât am putut cu anumite medicamente, cu anumite, de cele mai multe ori le spuneam, du-te în Anglia sau în Germania, că nu mai merită să stai atâta. Am avut pacienți care au avut nevoie de implanturi și le-am spus, uh-huh. du-te și fă-ți extracțiile acolo, că nu are rost atâta suferință. Și acum s-a dat drumul la libertate. Pacienții noștri își doresc, pentru că stau de vorbă cu mine foarte mult timp înainte să ajungă la noi, pacienții noștri știu cât îi costă când vin la noi, știu unde stau, știu ce urmează și în momentul când știi aceste etape, este ca și cum am avea medic fratele meu, da? Adică, eu am o relație foarte faină cu pacienții mei și am decis acum foarte mult timp să vorbesc la pertu absolut orice lucru. Nu contează că ai 30 de ani, 50 de ani sau 70 de ani, o valoare în care
Încerc câteodată, se întâmplă o situație foarte ciudățică așa, în momentul când dau recenzii, toată ziua ne tutuim și când dau o recenzie video sau ceva, zic domnul Ciprian sau domnul doctor sau... Și atunci, cele mai multe feedback-uri care le-am luat de la colegii mei din diaspora, pacienții din diaspora, au fost că cel mai mult le-a plăcut că vorbesc foarte direct cu pacientul, că avem o interacțiune foarte ok. Primul pas în care ei trimit un mesaj sau un, pe WhatsApp la numărul 0749909096 îl trimit, ei primesc o consultație preliminară, să spun, în care identificăm dorințele, urgența, cât de repede se grăbesc, ce probleme de sănătate sunt. Discutăm primul lucru, marea limitare, cât costă, da? Mă ajută foarte mult și am un succes, cred că 80-90% din planurile de tratament care le pot realiza pe anumite poze cu dinții. De cele mai multe ori, în ultimele 3 luni le-am pus, pentru că avem sistemul acesta de WhatsApp în care îl informăm, îi și scriem, ceea ce el are posibilitatea să scroleze, să caute permanent ce informații am trimis. Și în momentul când vin și își fac o radiografie și un computer tomograf, uite, acum 3 luni ți-am spus că ai asta, uite, se potrivește. 99% din implanturi, adiții de os, tot se potrivesc pacientului. Și atunci, în momentul când știi aceste întrebări, când ai răspunsuri la aceste întrebări, apare procesul care eu tot vorbesc despre el și îi spun, bate inima, lucesc ochii, sunt pregătit să-mi fac dantura, pentru că am toate informațiile necesare pentru a face pasul următor. Și discuțiile pleacă de la pacienți care vin cu foarte multe așteptări, ei știu unde vin pentru că le arăt clinica înainte, le pun să vorbească cu pacienții live, toată lumea zice, e o atmosferă așa mișto la Denta Clinic, apare odată Ciprian cu telefonul, vorbind cineva în Germania și mă pun lângă pacienți și îl întreb, ia zi, dragul meu, câte ai avut? 12. Când ai făcut cele 12 implanturi? Ieri. Uite, așa arată un pacient care și-a făcut 12 implanturi într-o ședință de 3 ore. Ia povestește, cum a fost? Dacă până la urmă pacientul poate spune mult mai mult decât spun eu. Și atunci când vezi exemple, când vezi recenziile oamenilor care s-au simțit bine, sunt oameni care vin cu după 10 ani de nu au mai fost la stomatologie, de atâtea frici, atâtea traume și trebuie lucrat într-un mod familial. Adică ai venit în casa noastră, te-am pus la masă, uite, ți-am spus, ăstea sunt lucrurile care urmează să se întâmple. Uite, ce trebuie să faci după implanturi, uite, stai cu noi, stai cu gheață, ți-ai medicamentele astea, nu o să se întâmple nimic, nu o să te doară, nu o să te umfli foarte tare. Și atunci pacientul se simte foarte bine când primește o supraveghere medicală 24 din 24 cât stă la noi și să știi, mădă, că vin din Bacău, vin din Oradea, vin din Focșani, vin și-și fac vacanța la noi. Acum avem niște pacienți din Constanța care urmează să-și facă lucrările definitive. Noi le dăm o mașină din flota noastră de mașini, după 3-4 zile ce stau la noi, pleacă o săptămână la Sinaia, se întorc și le pune lucrările definitive. Și atunci noi practic stabilim niște relații pe termen lung. De ce stabilim niște relații pe termen lung? Pentru că avantajul pacientului și avantajul clinicii este ca să aibă o relație de 10, 15, 20 de ani cu pacientul în care el poate discuta absolut orice îl deranjează, absolut orice întrebare are. Orice lucru de genul, știi Ciprian, poate nu am toată suma, dar eu îmi doresc foarte mult să vin la tine și știu că nimeni nu face treaba asta și atunci putem face un sistem de rate de 20-30% din sumă să-l eșalonăm. Și atunci îi spun pacientului, prefer să ai dinții în gură și să plătești o rată decât să nu ai dinții în gură și să stai să aștepți să strângi acea sumă. Că de cele mai multe ori, acești 25-30% care noi eșalonăm direct la noi, rată, înseamnă a-ți face sau n-a-ți face. Și situația stă în felul următor. 65% din diasporenii noștri au nevoie de minim 7-8-10 implanturi. Acest sondaj este făcut în compania mea de ani de zile. Lucrurile, pandemia aceasta a fost o amânare și mai îndelungată a problemelor dentare, suferințe foarte multe și ei când aud că într-o singură zi poți să ai și dinți și implanturi și tot, chiar dacă în zona lor nu au auzit aceste informații, practic îi zic cum, vin două zile și stau și am dinți fix și în gură și plec a doua zi cu dinți, dar e posibil așa ceva? Și atunci îl punem la dispoziție expertiza noastră de 5.000 de cazuri, de 15 ani facem asta,
pune la dispoziție pacienții care și-au făcut. A apărut un proces foarte fain acum în ultima perioadă, pacienții care au fost lunile trecute și care au liber de la serviciu sau și au dat niște recenzii, ei sunt întrebați de cei care urmează pe anumite recenzii. Văd pe Facebook, scriu că recomand, că mi-am făcut și uite poză cum arăt. Și au început pacienții să contacteze pe cei care sunt interesați și povestesc experiența lor. Deja am niște telefoane de câteva săptămâni cu pacienți care știau absolut orice pas. Au stat pur și simplu 2 ore de vorbă cu pacientul respectiv care și-a făcut și le-a spus uite asta, uite asta, uite asta. Și atunci discuția este în continuare cu când faci primul pas să suni un medic. Aici este distanța cea mai lungă pe care o parcurge un pacient. Datorită atâtor limitări și atâtor frici care s-au adunat în cei 10 ani, există acea amânare de a pune și a scrie un mesaj sau de a da un telefon. Oare cine mă întâmpină? Oare ce se întâmplă? Oare ce primesc? Și le spun tuturor pacienților care deja au început acum ei să mă sune personal direct dându-le numărul sau au început să-mi scrie pe WhatsApp direct văzând un video de genul acesta, le spun, durează între 3-4 ani să ai îndrăzneala să te lupți cu credințele că sunt în vârstă, că costă foarte mult, că nu merit, că toate credințele. Noi practic asta ne lovim de credințe. De asta nu-și fac pacienții dinții, pentru că mereu dau vina pe factori care costă prea mult, am o vârstă, lasă bani pentru copii. Practic acești pacienți se duc într-o zonă de ei sunt pe locul 6-7 de foarte mult timp și greu să aduc lângă ei. Și atunci, în momentul când văd atâtea exemple, când văd atâtea recenzii, când văd atâtea lucruri deschise, că practic eu încerc să spun și colegilor mei cât de multă valoare mi-a adus faptul că sunt foarte deschis cu pacientul, sunt autentic și le spun exact lucrurile, le știu în ordinea care trebuie să le spun. Adică prima dată trebuie să spui prețul ca să poți să discuți ceva mai departe de alte probleme de sănătate. Și atunci, pacientul primește foarte multă valoare. Ce se întâmplă? Valoarea asta nu constă neapărat în niște servicii medicale. Valoarea asta constă în empatie, în ascultare, în identificarea mea la telefon exact care sunt problemele. De cele mai multe ori în spatele unei danturi cu probleme mari există un om care are niște frici, limitări, provocări care trebuie să le identific. Nu pot să trec peste un om care are frică de ac fără să știu că are frică de ac. Sau nu pot să știu despre un om care ultima oară la stomatolog a avut de suferit pentru că el n-a putut să sune pe medicul dentist să-i spună vezi că eu am o problemă. Și atunci, când vedem și sufletul și când lucrăm și cu sufletul pacientului, pacientul din prima zi de când discutăm noi, el își dă voie să vorbească. Există și un procent de 1% pacienți care sunt, nu-și dau voie. Insistă să spună domnul doctor, le-am spus și aceste, cum să zic, bariere de comunicare care așa ni le-au impus societatea până acum, că nu este normal că eu sunt medic și că am școală, nu. Bariere de comunicare înseamnă că în momentul când îl întreb domnul doctor pot să fac aia, dar în altă energie, Ciprian, uite care este treaba, am diseară o petrecere, nu vreau să fac o anestezie la tine astăzi, fac poi mine. Și atunci lucrurile se schimbă. Diaspora, ce face diaspora? Diaspora caută întotdeauna un medic în zona României, caută în zona Turciei, caută în zona în care ei cred că se simt confortabil sau sunt aproape de casă, caută întotdeauna foarte multe informații. O să facem o zonă acum cu 200 de cabinete care se numește Dental Support, în care o să informăm toți pacienții. Pacienții au nevoie de informare, de foarte multă informare. Pacienții au nevoie să știe cât mai multe lucruri legate de dantură, legată de medic, legată de clinică, legată de poveștile tuturor. Și atunci, felul în care noi ne prezentăm alternează între a ne spune poveștile noastre, lucrurile, viața din cabinet, care de cele mai multe ori câteodată e super distractivă cine vede un doctor pe un viște. Nici n-ai zice că ești la cabinet. Pentru că pacienții nu mai vor medici sobri. Sincer. Sau serioși, așa. Pacienții noștri din diaspora trăiesc într-un mediu în care se tutuiesc între ei, nu contează limită de vârstă, nu contează limită de funcție, nu contează limită de nimic. Pacienți sunt pacienți deschiși care vor să vorbească absolut orice, care vor să fie lăsați în ritmul lor, vor să fie ajutați ei să iau o decizie. Nu trebuie eu ca medic, știi, trebuie să faci aia și dacă nu faci aia,
du-te unde vrei tu. Nu. Pacientului trebuie să-i se pună oportunitățile, cele două perspective pe masă, trebuie să-i lași timp de gândire și mai ales în aceste consultații online, tu ai timp să te gândești o săptămână, două, până la urmă un telefon în care iarăși pui niște întrebări și pui niște întrebări și faci toate variantele. Tu practic două săptămâni ai timp să faci un research, să cauți respectivele întrebări. Am o pacientă din Germania, de 4 luni de zile, fiecare lună mă sună, are un caietel cu câte 2-3 foi de întrebări și îmi pune întrebări, cred că jumătate din caietelul l-a făcut. Ciprian, cu ce probleme, probabil că ai făcut un studiu de piață și ai analizat, cam ce probleme au și întâmpină cei din diaspora? Care sunt cele mai frecvente probleme pe care ar trebui rezolvate și nu amânate? 70% din pacienți, 65-70% din pacienți din diaspora au dinți foarte puțini. Ok. Vorbim pe o arcadă de 2, 3, 4, 5 dinți. Vorbim din 16 dinți, ei mai au 3, 4, 5 dinți. Acei dinți, fiind puțini de mult timp, poate se mișcă și ei. Dar de la ce apar problemele acestea în care își pierd dinții? Ce să zic, 60% din pacienți au parodontoză. Ah, ok, deci de aici se pleacă totul. Asta o moștenești mamă, tată, de undeva. Okay. Poți să o ții și sub control dacă o tratezi. Da? Foarte mulți pacienți din diaspora nu au avut timp de ei, pentru că în momentul când ei au plecat în Germania sau în Anglia, au plecat să-și rezolve anumite probleme legate de familie. Corect. Întotdeauna au fost familia pe primul loc, copii. E normal, este omenesc. Și atunci ei s-au pus pe locul 2, 3, 4. Mai există un sistem care eu îl descoper de vreun an jumătate. În Germania se decontează doar protezele dentare mobile. Implantul este considerat o parte din frumusețare. Și atunci nu este prin casa de asigurări de contat. Și vin foarte mulți pacienți, 35-40 de ani, cu adevărat traume, vin cu proteze mobile totale. Wow, la vârsta aceasta? La vârsta asta în care noi avem atât de nevoie de noi, de o relație faină, vrem să creștem în carieră, vrem să fie o situație și atunci, pentru mine este absurd să se întâmple asta, dar direcția unei proteze dentare mobile este partea cea mai de jos, da? Și partea cu lucrări fixe pe implanturi este partea cea mai bună. Intenția mea este să le spun pacienților, exact cum am spus și în emisiunea ta, să încerce să nu ajunge niciodată în zona de război. Proteză mobilă sus, proteză mobilă jos. Acolo este o zonă în care majoritatea au probleme de anexitate, au o relație foarte rea cu ei, au las că merge și așa, asta se transpune relația cu soția, de cele mai multe ori, majoritatea au probleme în căsnicie, au probleme cu copiii, cu colegii de serviciu, pentru că factorul acesta limitativ de a nu vorbi, de a nu mânca, este o chestie care te ține pe loc. Și foarte puțin conștientizează că problema dentară te duce într-o zonă. Și atunci apare un doctor mai hai și zic, gata, a venit rândul tău, tu o să primești un Ferrari în gură, uite, așa vei arăta, gândește-te cum va fi viața ta atunci, cum vei, din zona în care a picat musculatura, o să fie un zâmbet și, de fapt, Ferrari asta înseamnă viața ta în prima fază de ce are nevoie prezentul și după aia de creștere. Este o zonă de creștere în momentul când poți să fii tu, să zâmbești, să te bucuri de viață, să te... Ai o zonă de creștere permanentă. Noi de ce nu creștem în viață? Pentru că nu ne bucurăm. Uităm să ne bucurăm, pentru că există factori mereu externi, pandemie, război, tot, care ne țin așa înclestrați acolo. Și atunci, acești oameni explodează. Acești oameni care vin fără dinți la noi și a doua zi au dinți. Oamenii aceștia încep să sune prieteni, zic că uite ce s-a întâmplat, uite cum arată acum, nu te recunosc, se duc la servici, deja sunt mult mai apreciați, mult mai respectați, viața lor se schimbă total și de asta scriu frumos despre noi, pentru că nu i-a durut, au fost îmbrățișați toată lumea de la asistente la front desk, îi știe și au avut grijă de ei și s-au simțit ok. Și atunci aceste valori sunt atât de simple lucrurile astea, dar atât de mult contează pentru pacient să poți discuta oricând cu doctorul, să poți să pui părerea, să poți să pui o întrebare care tu crezi că nu are sens, să nu te doară nimic, să fii sunat după 2-3 săptămâni, cum ești, ești ok cu lucrarea provizorie. În momentul când vii la lucrarea finală, atunci poți să stai vreo 2 săptămâni și atunci. Ieșim cu ei în oraș, de exemplu, săptămâna asta am fost după serviciu, am ieșit toată clinica. Am văzut. Cu pacienții noștri, da, în oraș. Am văzut. Este un lucru atât de fain încât putem face asta și sunt lucrurile, noi ne-am abordat mereu lucrurile simple.
Nu am complicat deloc nimic. Și ce este interesant, Ciprian, tot ceea ce ne-ai povestit de-a lungul a multor ediții pe care noi le-am avut împreună aici la matinalul Fii Antenă și nu numai, chiar și la știri, faptul că mulți au impresia, cei care nu te cunosc sau cei care se uită și ne urmăresc, că poate fabulăm sau mințim. Ei, îi invităm cu mare drag să intre pe pagina voastră de Facebook sau de site, dacă se poate, să ne și spui și să ne dai aceste informații, în care ei pot verifica că tu chiar în acest moment lansezi și un fel de podcast și îi prezinți pe toți pacienții tăi, le asculți poveștile și arătați celor care urmează să vă calcă pragul, să vă calce pragul sau nu numai, care sunt interesați să vină la voi, că de fapt totul este real. Nu este nimic din ceea ce vrei să pară, nu știu, spectaculos, unic. Chiar este real ceea ce se întâmplă acolo. Lucrurile simple, de obicei, sunt aproape imposibile. Da? Adică, în momentul în care noi nu putem filma toți pacienții, nu avem 5-6 sisteme cu câte 6 implanturi în fiecare zi, noi putem o parte din pacienți să le punem câteva întrebări într-un video și să povestim cu ei. Ideea este că lucrurile sunt prea frumoase ca să fie adevărate, da? Și întotdeauna mintea, fricile, limitările noastre ne pun încă o barieră în care nu vrem să credem treaba asta. Discuția mea este în felul următor. Eu am discutat într-un an jumătate cel puțin cu câteva mii de pacienți. Acești câteva mii de pacienți, majoritatea și-au făcut dantura, dar ceilalți au început să se întâlnească între ei. În grupul de Germania, exact. În grupul de Germania, în grupul de Anglia, pentru că acum informația. Adică, credem acest filmuleț, o să-l vadă în jur de 30, 40, 50 de mii de oameni. Oamenii urmăresc. Oamenii au nevoie la 14, 15, 16 informație care să-i declanșeze o chestie. Băi, și eu am problema asta. Și atunci, lucrurile nu sunt pentru acum pentru pacienți. Pacienții trebuie să ne urmărească și trebuie să se regăsească. Și cum e? Îți alegi un medic care ai încredere. Ai ceva, te atrași ceva la el. Uh-huh. Da? Și atunci, primul pas nu este să vii direct în România. Că atunci ar fi un pas foarte greu să vii direct într-o locație în care nu știi. Primul pas este să vorbești pe WhatsApp, pe live și să spui din pat, din vârful patului, să discuți exact, bă, uite, astea sunt problemele mele. Că unii spun că nu este normal, că unii spun că un medic trebuie doar într-un cabinet. Suntem într-un mediu online de ani de zile. Consultațiile online se pot face liniștit, unde îți văd dințișori în cabinet, pot să-ți văd și pe... Știu, încercăm să schimbăm niște credințe foarte vechi, că nu este bine, că nu este normal, că nu este corect. Este foarte corect. Acel om, dacă n-ar avea acele informații, s-ar urca în mașină și s-ar duce în aceeași locație și și-ar face aceeași pilit dinți, aceeași dinți scoși, pentru că el nu știe că există un implant care se poate pune în aceea zi, că există 6 implanturi și că tu poți să ai dinți în aceea zi. Și pentru că viața lui este închisă acolo foarte... și că el are nevoie a doua zi de dinți. Este foarte simplu. Mi se pare foarte interesant cât a putut să evolueze tehnologia, Ciprian. Este facem incredibil. Facem de 15 ani asta. În Germania se fac de 40 de ani. Într-adevăr, îți trebuie echipe. Am 5 medici maxilofaciali și dentoalveolari care fac asta. Îți trebuie echipă de proteticieni care ia amprente la aceste lucrări. Îți trebuie laborator de tehnică dentară care să-ți facă lucrarea aia a doua zi. Îți trebuie asistenți pregătiți pentru asta. Îți trebuie anesteziști care, când ai probleme de sănătate și tensiune mare, îi dăm nani, cum zicem noi, doarme și își face 12 implanturi și pleacă fericit cu lucrarea a doua zi. Adică îți trebuie într-adevăr o logistică în spate. Îți trebuie locuri de cazare. Ți-am povestit la începutul emisiunii. V-am povestit în viitorul apropiat. Urmează și despre acel proiect. Urmează să ne achiziționăm un hotel lângă clinică în care pacienții să stea acolo. Mi se pare fabulos proiectul acesta, ce urmează să-l implementați. Vreau să-l achiziționăm și ulterior să discutăm, pentru că acum încă suntem la negocieri și compania crește. O să devenim într-un an de zile, prin Denta Support, o să facem 200 de clinici Denta Support în România și în Anglia și în Europa, în care te duci acolo și o să primești o radiografie gratuită, un plan de tratament și o simulare a viitoarei lucrări. Și uite, dacă eu pot să vorbesc cu 10 oameni într-o zi, acele 200 de cabinete o să vorbească cu 2000 de oameni în acea zi. Și atunci vor primi valoarea care pot oferi doar eu, o să primească 2000-3000 de oameni.
Ciprian, ca o ultimă întrebare, vreau să-mi răspunzi în această perioadă, pentru că mulți vin acasă și probabil mulți ne urmăresc și la această oră, atât pe TV cât și pe online, mai ales că am intrat pe digital, deci iese Bucureștiul, intră Vâlcea. Suntem tare fericiți de această schemă nouă, ca să zic așa. Și vreau să-mi spui, te rog frumos, aveți ceva pachete promoționale în această perioadă pentru că mulți vin acasă, aveți ceva oferte pentru ei? Noi avem ofertele generale în care oferim cazare gratuită și supraveghere medicală. Avem niște oferte în care putem să-i trimitem de la aeroport dacă sunt doi pacienți, acest transfer să fie gratuit, duș și întors. Mă refer la aeroporturile apropiate, Craiova, Sibiu, București. Am înțeles. Avem pachete în care pacienții poate să vină cu copiii pentru a le face și copiilor ceva, pentru că câteodată ajung mai repede în România la unii cu Vâlcea decât în Anglia sau în Germania la stomatolog. Sunt programările așa greu de făcut acolo și nu vreau să fiu foarte mândru de treaba asta, dar medicii români de mult timp sunt medici dentiști foarte buni. Da? Și acolo sunt foarte buni, câteodată în mediul privat, de exemplu din Anglia sau din Germania, este foarte scump. Da? Și atunci ei preferă printr-o discuție cu mine, pentru că eu mereu îi setez pe pacienți și le spun, suntem într-o zonă de informare, nu într-o zonă de decizie. Pacienții decid să vină înainte la noi 2-3 zile și după aceea să-și facă vacanța. Și nu contează că ești din Bacău, din Timișoara, din Brașov, din Sibiu, ei vin prima dată la noi, își fac dințișorii, își fac paștele, vin la noi, după aia scot firele și au plecat liniștiți. Adică foarte rapid. Este un sistem, în momentul când cunoști toate lucrurile, aspecte legate de preț și de timp și de tot, atunci nu mai trebuie să mai stai 10 zile să stai să te gândești înainte ce am de făcut. Știi, ai venit, am făcut anumite computer tomograf, venim cu analizele de sânge făcute, în aceea zi avem posibilitatea de un an de zile, având atâția chirurgi în companie, dacă vii astăzi la noi, tot astăzi îți facem această intervenție și mâine ai dinți. O valoare care, de cele mai multe ori, multe clinici se blochează zona asta, că te poate programa decât peste 2-3 săptămâni. Mi se pare fabulos acest timp, atunci când timpul este de rapid, totul rapid este de neprețuit. Faptul că avem mai mult timp și că rezolvăm toate problemele într-un scurt timp, asta mi se pare incredibil și merită, din punctul meu de vedere, chiar toți banii din lume, chiar dacă voi aveți foarte multe gratuități și nu numai. Ciprian, unde vă găsesc? Scurt și la obiect. Ne găsim pe dentaclinic.ro, pe site, ne găsim direct pe WhatsApp-ul, pot să mai spun numele. Sigur, 0749-890-896, este WhatsApp-ul meu personal. În funcție de posibilitatea de a răspunde în timpul zilei, de cele mai multe ori seara, în weekend, cred că am avut 10-15 apeluri pe zi. Îmi place foarte mult ceea ce fac, cunosc o groază de oameni, toată lumea mă întreabă, dar tu când mai lucrezi? Eu manageriez și vorbesc cu pacienții, asta am decis să fac de un an de zile. Am timp, îmi doresc, iubesc ceea ce fac, pacienții simt asta și cu încredere, chiar dacă la un moment dat sunt niște pași, o zi, două, nu pot răspunde că am foarte mult de lucru la cabinet, dar a doua zi, a treia zi, cu ajutorul fetelor de la call center, mă întâlnesc cu toată lumea. S-au mai supărat după 2 zile că nu am putut să-i răspund, asta este. Eu zic că 99% i-am informat. Și te rog adresa la clinicii, calea lui... Calea București 193. Foarte, foarte bine, Ciprian. Îți mulțumim din suflet pentru prezența ta din nou la matinal. Bineînțeles, ne vom reîntâlni într-o ediție viitoare cu noutăți și cred că ne-ai pregătit așa câteva surprize. Sunt curioasă să aflăm și părerile pacienților tăi, ca să dăm credibilitate tuturor celor care ne urmăresc, să vadă că tot ceea ce tu spui este adevărat din punctul lor de vedere, că totul este corect și ne informezi foarte bine cu tot ceea ce oferi tu pentru toți pacienții cu probleme. Pacientul spune cel mai bine ce a fost acolo. De acolo putem afla cele mai importante adevăruri.
Exact. Mulțumesc din suflet de prezență, Ciprian. Dragii mei matinali, vă aștept și mâine la o nouă ediție matinală. Am multe surprize pentru dumneavoastră. Dacă să vedeți despre ce este vorba, bineînțeles, vă invit dimineața la 7:15 din nou. O ultimă ediție matinală din această săptămână. Să încheiem cum se cuvine. Vă așteptăm pe toți cei care aveți probleme de dantură, de sănătate, în ceea ce privește, eu știu, tratamente, consultații la Denta Clinic și Pasindora. Toate cele bune, vă îmbrățișez cu mult drag. La revedere! La revedere!